Doamne, doamne, ce a fost ieri cu acel copilaș căzut în puț. Abia ce muriseră doi copii sus pe munte, acum asta ne mai lipsea, să ne mai crape unul și în curtea casei la 17 metri adâncime. Am tot văzut comentarii pe net toată ziua, frate, ce le ia atât, de ce nu-l scot mai repede, dacă eram eu acolo pe bune... Toți suntem specialiști din vârful canapelei. Atât vă spun, puț cu diametrul de 25 de centimetri, adânc de 17 metri și un copil de nici 2 ani. Misiune imposibilă, fraților! S-a oprit România în loc, nu alta. Și nu mă refer strict la cele 10-12 ore cât a durat operațiunea de salvare. Problema e că România s-a oprit undeva prin secolul al XIX-lea. Al XIX-lea și ceva, hai poate al XX-lea. Cum vine asta? Păi uite cum vine. Am ajuns în 2017 și noi tot cu fântâni și cu puțuri prin curte trăim. Chiar nu s-a auzit, mă, de apă curentă prin țeavă, de canalizare în secolul al XXI-lea. Unde mai pui că e vorba despre județul Teleorman, care a dat țării niște somități, precum Videanu sau Dragnea. Oameni care au niște cariere, domne, miniștri, șefi, persoane realizate, cu dita mai palatele, nu? Când și-a văzut nepotul recuperat în viață, bunica băiatului i-a îmbrățișat pe pompieri. Să te pupăi, mama! Pupați-l! Pe Dumnezeu! Pe care, mama? Pe Dumnezeu, pe Dumnezeu! Să vă dea Domnul sănătate! Da, tati, noi tot cu Dumnezeu, că altă treabă nu avea și el. Nu mai spun că unii s-ar putea să-i mulțumească lui Dragnea, pentru ei tot Nea Livache e Dumnezeu. Deci, pe scurt, ne bucurăm că l-au salvat, bine că s-a terminat cu bine, deși am înțeles că ăla mic e în continuare în stare gravă. Bun, și acum? Ce facem ca să evităm astfel de situații? De azi, mă, de la prima oră, cum procedăm? Că nu e un accident izolat. Uite, colegii de la știri au făcut un inventar pe ultimii 2 ani. Tragedie cu repetiție. 8 copii care au căzut în puțuri sau fost septice în ultimii 2 ani. Și câți ori mai fi despre care nu știm? Pentru că la noi, repet, nu s-a auzit, mă, de instalații moderne. Să vină apa prin țeavă, fără găuri și tuburi săpate prin toată curtea. România a avut în ultimii 27 de ani cu totul alte priorități. Și ca să nu mai lungesc și eu, că destul s-a lungit aseară, întreb: se ocupă cineva să facă un inventar al acestor găuri de la propriu și la figurat? Apoi ia cineva măsuri să se acopere cu ceva, să nu mai pice copiii în ele? Doamna ministru Carmen Daniela Dan, ce spuneți? Tot sunteți de acolo, fiica județului. Sprijinim cu echipamente și materiale colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Teleorman, care participă la operațiunea de salvare a unui copil de 2 ani căzut într-o fântână a unei gospodării din comuna Balta Sărată. Doamne ajută! Pe bune, mă așteptam ca azi dimineață în zori să o văd pe doamna ministru de la interne cum se urcă în caleașcă, împinsă de jandarmi regulamentar, cum se face la noi, și hai să numărăm puțurile astea criminale, cu polițaii alături, să numere, mă, să vadă care cum este, să-i oblige pe oameni să le acopere, să-i controleze, să le dea guvernul niște bani prin programul Primul Capac, poftim. Mai făceam și un pic de imagine, mai ofeream de lucru și la câteva firme prietene, știți ce zic? Adică bine, bravo, l-am scos pe ăsta mic din groapă, săracul, sperăm să aibă zile, dar mai departe. Să vă dea Domnul sănătate! Da, și mai e ceva, dacă tot se repetă aceste evenimente, nu s-a gândit nimeni să găsească o soluție tehnică, mă? Un aparat, ceva, un instrument special pentru a scoate oamenii căzuți în gropi? Nu de alta, dar dincolo de eroismul salvatorilor, care sper să primească și niște bani, nu doar felicitări, e un pic jenant ce am văzut ieri. Au improvizat aici pe loc două agățătoare cu care l-au ridicat la suprafață. În paralel, pompierii au săpat o groapă lângă puț în încercarea de a ajunge la 16 metri adâncime unde se afla băiatul. Am folosit până la urmă două dispozitive improvizate, bucăți de fier beton îndoite la capete cu care am reușit, cu ajutorul camerei care era introdusă în puț, să-l localizăm, să introducem cele două dispozitive pe lângă copil și după aceea să-l agățăm de haine.
Hai de capul meu, cât au săpat ăia în curtea omului. Mai aveau puțin și găseau petrol. Dacă mai stăteau o noapte, făceau un tunel din Teleorman până în București. Cea mai rapidă lucrare de infrastructură din istoria României. Domnul Dragnea, scoate, domne, niște bani pe masă de la buget, adună câțiva înțelepți, câțiva ingineri și pune-i să inventeze o sculă pentru asemenea situații. Cât o ținem cu improvizațiile? O undiță inteligentă, domne, ceva, un lasou de ăla, că oricum problema de fond nu suntem în stare să o rezolvăm. Hai că asta-ți place, matale. Lansezi, prinzi copilul, trage afară, îl pup și... ne, îl dai părinților să aibă grijă de el. Nu știu, nu putem să ne comportăm permanent ca niște maimuțe, fraților. Trebuie să învățăm din greșelile astea și să schimbăm România astfel încât să nu ne mai omoare.